Poate că ne cuprinde și oboseala trupului, dar aș vrea să vă spun că Domnul încă este prezent aici. Și mulțumim Domnului că El ne-a ajutat să fim aici. Mă uitam peste cuvântul Domnului din Psalmul 65, răspunea omului Dumnezeu David, ferice de Cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de simțenia templului tău, în bunătatea ta, tu ne asculti prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, slăvit să fie Domnul. Mă gândeam, când am venit cuvântul Domnului, ce să vorbesc. Și m-am gândit la două lucruri, cântar și ciur. În urmă cu 8-9 luni, îmi spunea Duhul Domnului, în urma unui cuvânt venit în România, va trebui să treacă casa ta pe la cântar. Și așteptam să văd cum va fi. Și nu știam cum va fi cântarul. Și a venit luna iunie, când știrea care a primit-o soția mea m-a clătinat puțin. Că am început să intrăm în cântar. Și nu e ușor să fii la cântar. Dar e bine când ești pe cântarul Domnului, căci Domnul are îndurare. Nu-i ușor să stai în cântar șase, șapte luni de zile. Și ultimul cuvânt care l-am primit ori din România spunea Duhul Domnului că în vremea aceasta Domnul ne-a luat de pe cântar și ne-a pus la filtru. Și cuvântul care a răsunat mereu în mintea mea de câteva săptămâni a fost de la cântar la ciur. Și Domnul pune la cântar și slujitori, și proroci, și păstori, și soțiile, și tinerii, și copiii. Și întrebarea: Cum stăm noi la cântar? Cum stăm noi la cântar? Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să ne pregătim. Cuvântul care pentru casa mea au fost și pentru mine și soția mea au fost în vremea cântăririi să ne aduceți mulțumiri. Credeți că e ușor să auzi cuvântul cancer și să spui, Doamne, îți mulțumesc? Nu este ușor, dar am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a da putere să putem să mulțumim. Erau unii care se uitau la soția mea și spunea că nu arată ca o femeie bolnavă. Și ne punem întrebarea pentru cei ce se încred în Dumnezeu, cum trebuie să arate un bolnav? Cum trebuie să arate un om care trece pe la cântar, care trece prin cuptor, un om care își pune încrederea în Dumnezeu? Trebuie să fie disperat? Trebuie să se închidă în casă? Trebuie să plângă mereu? Trebuie să se certe cu oamenii, cu cei din jur? Un om care îl trece Dumnezeu pe la cântar, care îl trece prin cuptor și are încredere în Dumnezeu, trebuie să stea liniștit. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru cântare. Noi nu știm când vine ziua cântăririi. E marele har uneori, Dumnezeu ne înștiințează și e marele har să poți să spui întrebarea pentru tine și casa ta când va veni cântărirea și cum voi fi pregătit și cum va fi cântărirea. Să te frământe gândul ăsta ce îmi cere Dumnezeu. De multe ori suntem oamenii care avem pretenții de la proroci. Frate, dar tu cum ai înțeles? Dar tu cum vezi lucrarea? Dar ce vrea să zică Dumnezeu? Dar eu știu dacă o vorbit Dumnezeu. Și știți unde suntem deficitari? Suntem deficitari că nu plătim atenție la mesajul lui Dumnezeu. De multe ori am vrea să fim ca Ezechia, să venim înainte lui Dumnezeu și să-i spunem Doamne, păi eu am fost acolo, am fost acolo, Doamne, eu am fost la Cluj de fiecare dată, Doamne, eu am fost în misiune, Doamne, eu am cântat, Doamne, eu am fost la stăruință, dar Și ce câștigăm? Când uităm care este principalul mesajului. Și Ezechia a uitat ce o cerut Dumnezeu. Și se întâmplă și în zilele noastre că ui, ui, mulți pun mesajele, prorociile, vedenile, predicile sunt puse pe internet. Știți unde ajung? Doar la ureche. Și Duhul Domnului în ziua aceasta a zis să nu mai auzim doar cu urechea. Fie că suntem în vârstă sau tineri. Haideți să auzim mesajul Domnului cu inima. Dacă ar fi auzit Ezechia cu inima mesajul lui Dumnezeu, ar fi spus, stai puțin, ce trebuie să fac în casa mea? Ce trebuie să schimb în casa mea? Și asta ar trebui să fie interesul nostru față de mesajele lui Dumnezeu care au venit și azi și vin în continuare și -o poate au mai venit și aseară și în alte zile. Ce-ți cere Dumnezeu ție ca tânăr? Ca tânără, ce cere Dumnezeu ție ca familie? Ce cere Dumnezeu ca biserică? Eu am, am spus lucrul acesta și îndrăznesc să spun lucrul acesta, dacă Ezechia se cerceta și punea în rânduială ce avea de pus în rânduială, Dumnezeu nu-i dădea 15 ani, Dumnezeu de dădea 30 de ani. Dar și noi, ca oameni, suntem ca și Ezechia. Încercăm să venim la Dumnezeu uitând de ceea ce cere Dumnezeu. Uitând de esența mesajului și ce vrea Dumnezeu de la viața noastră când ne arată că trebuie să trecem pe la cântarea sau prin ciur. Spuneți casa în rânduială. Puneți viața în rânduială. Puneți inima în rânduială. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute. Știți ce se întâmplă? Dumnezeu i-a zis lui Petru, Petre, se amintea fratele Vasile, Petre, satana va cerut să o cearnă ca pe grâu. Și Dumnezeu, Domnul Iisus a zis, eu m-am rugat pentru credința ta. Frați și surori, cântarul va veni negreșit în poporul Domnului. Ciurul va fi pus negreșit în poporul Domnului. Important este ce faci tu, ce face casa ta, ce face în ca biserică. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute două gânduri care mi-au venit și le-am pus aici. Când va veni cântarul și ciurul, va veni pe neașteptate. Când nu te aștepți. Petru a avut gânduri bune să se ducă pe urmele Domnului Isus, Dar Petru a uitat. Și a început să argumenteze cu Domnul Isus și a uitat ce a zis Domnul Isus. Petre, cocoșul nu va cânta de, trei ori și de două ori și de trei ori. Cocoșul își va ține menirea, el nu va uita să cânte, dar tu vei uita ce am vorbit cu tine. Frași și surori tineri sau în vârstă, plecând astăzi de aici, nu uitați ce va vorbi Dumnezeu. Să nu uităm și să ne însușim mesajul lui Dumnezeu. S-ar putea cântarul și ciurul să vină pe neașteptate. Când tu faci lucruri bune, când tu ești hotărât poate să-L și crezi că faci ceva bun, dar uiți un esențial. Uiți ceva ce era foarte important pentru viața ta și așa, Dumnezeu să ne ajute să nu uităm. Petru a uitat și în dorința lui de a, de a fi lângă Domnul, de a căuta, poate să-l scape pe Domnul, în dorința lui de a face ceva ce gândea el că este bine. Petru s-a lepădat. S-a lepădat. O zis, ești ucenic. Nu, nu sunt ucenic. Ești Galilean. Nu sunt Galilean. Nu-l cunosc. Ești ucenic și Galilean. Nu. Și s-a jurat blestemat. Și a venit momentul când l-a privit Hristos și și-a adus aminte. Când ești pe cântar, când ești în ciur, s-ar putea să fie prea târziu să-ți aduci aminte. S-ar putea să fie prea târziu să ne aducem aminte. Aș vrea să vă spun, când Dumnezeu ne pune la cântar, la ciur, la cernere, vrea să ne verifice credința. Vreau să vă spun ca om, când fratele Vasile m-a sunat, spuneam când am plecat acasă luna trecută, am spus, nu mă mai duc nicăieri. Știam că urma operația soției mele și am spus, o să petrec anul nou în familie, o să stau toată luna decembrie cu soția mea. Fratele Vasile m-a sunat, era soția lângă mine. I-am spus exact cum a zis el, frate Vasile, soția o să fie operată și nu știu ce va fi. Vreau să vă spun, nu m-am gândit că voi fi aici dar știu că a fost planul lui Dumnezeu. Chiar dacă, după ce am luat o și soția mea cu aprobarea, a zis, bine, vei merge în România. Chiar dacă după câteva săptămâni a venit un mesaj de la doctor care m-a cutremurat, că eu credeam că s-a încheiat, a trecut vremea cântăririi, dar Domnul a zis, de la cântar trebuie să treci la ciur, tu și casa ta, la filtru. Și suntem încă la filtru, suntem în ciur, Poate mai sunt familii aici care sunteți în cântar, poate mai sunt familii care sunteți în ciur, poate sunteți unii aici care nu sunteți încă. Am vrea la rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului să ne dea măsură de credință. Mi-aduc aminte că eram în Atlanta la stăruință și când am vorbit cu soția mea și mi-au zis ce au zis doctorii, deși eu când am vorbit cu doctorița în ziua operației, mi-a zis că totul a fost foarte bine, totul a fost extraordinar. Și aveam, așa ziceam, gata, s-a terminat. Când mi-a zis că mai trebuie poate o operație și cine știe ce se mai poate întâmpla, că de fapt cancerul s-a extins, pentru un moment m-am cutremurat, pentru un moment m-am clătinat, pentru un moment am spus ca om mai are rost. Așa suntem noi oamenii. Ajungem în momente când în cântar, în ciur ne clătinăm, dar slăvit să fie Domnul, că El este Cel ce mizlocește pentru noi. Domnul Iisus i-a zis, Petre, eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Haideți în ziua aceasta să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, ajută și necredinței noastre și ajută credinței noastre. Ce este important în vremea de acum este să avem credință. Ce este important este să nu fugim de la proroc la proroc. Să vedem, poate domnul să spună ceva deosebit, dacă nu ne-au convenit ce au spus sau nu au fost bine și nu ne-am mulțumit ce au spus în România, să sunăm în America sau în altă parte. Ce este important este să rămânem la călăuzirea Duhului Sfânt. Ce este important să vezi exact ce vrea Dumnezeu de la tine. De ce ești pe cântar, de ce ești la ciur, de ce trebuie să ajungem pe acolo. Și dacă nu trebuie să ajungem acolo și dacă Dumnezeu nu vrea să ne treacă pe la ciur, să știți, că o va face dacă noi ne vom cerceta. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Și am vrea să ne rugăm pe lângă cauzele care ne vor fi amintite, să ne rugăm în mod special pentru noi și credința noastră, pentru voi tinerilor. Rugați-vă Dumnezeu să vă dea credință. Am avut un cuvânt care am ezitat să-l spun. Am ezitat să-l spun și am spus, poate Domnul va folosi alt vas. Și totuși Domnul a zis, nu, este mesajul care trebuie să-l duci tu. Este mesajul care trebuie să-l spui tu și îl voi spune. Dragi tineri, fete și băieți, care aveți frică în privința pasului căsătoriei. Unii aveți frică, alții aveți îndoială, alții aveți nesiguranță. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu mi-a spus, încredeți-vă în El, că El are un viitor și o nădejde pentru voi. Dar Dumnezeu vrea să nu vă uitați la oameni. Să nu vă uitați nici poate în familiile voastre unde ați văzut lucruri negative, nici în alte familii. Pentru că cine nu veghează pierde din binecuvântarea Domnului. Dacă sunt unele familii care s-au destrămat, dacă sunt unele familii care au ajuns la anumite situații care nu se, ar trebui să vorbim despre ele, este din pricina nevegherii lor. Vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan pentru viața voastră. Și dacă veți vrea să vă încredeți în Dumnezeu, înaintați prin credință. Și Dumnezeu este Cel ce va duce planul la împlinire și vă va binecuvânta. Ce este necesar, să fiți sinceri cu Dumnezeu. Să vă încredeți în Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute. Nu este ușor, dar aș vrea să vă spun că e căsătoria este o cetate de scăpare. Și pentru unii ăsta au fost mesajul am pregătită cetatea de scăpare pentru voi, și cetatea de scăpare este să vă căsătoriți. Și dacă unii veți fugi, sau dacă veți da înapoi din anumite motive, veți fi expuși diavolului și pe puterea voastră nu veți putea să biruiți. Nu știu cum veți lua cuvântul. Nu este al meu, este al Domnului. Cetatea de scăpare, chiar în anul care vine, pentru mulți de aici, este căsătoria. Ca să puteți să fiți în planul lui Dumnezeu, sub ocrotirea lui Dumnezeu și să Dumnezeu să vă dea biruință, fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să ne dea biruință la toți, dându-ne măsură de credință. Amin.